leagă de proza lui Nicole Cross. Eu am avut șansa fabuloasă pentru mine să fac interviu cu ea în 2012, când cu 3 ani în urmă, practic, văzusem la Rijksmuseum Prorocița Ana, tabloul lui Rembrandt. Întâmplarea face ca Nicole Cross, pe lângă faptul că e o foarte mare autoare, specialistă în pictură olandeză de secol XVII și îl adoră pe Rembrandt. Despre scrierile ei s-au spus foarte mult că sunt romane luminoase, iar aici veți vedea că sunt două personaje, sunt două fire narrative care nu trebuie neapărat să se unească, dar care se oglindesc și se suprapun într-un mod foarte interesant. La un moment dat există o frază recurentă de altfel, de fiecare dată când se gândește la părinții lui, capul lui Epstein se umple de lumină. Pentru mine, recunosc că acesta a fost un fir roșu al lecturii. Mie este, într-adevăr, o carte despre căutări estetice și despre impregnată cu foarte multă filozofie. Ea nu se sfiește să-și exhibe la un moment dat toate căutările, că e vorba de Kafka și de tentația pe care o reprezintă la un moment dat terminarea unor eventuale scrieri pierdute ale lui Kafka. Sau că ar fi vorba despre ce înseamnă un Heimlichkeit pentru un autor care încearcă în secolul 21 să se apropie cumva de echilibrul acesta subtil, diafan cumva, între ceea ce ne este cunoscut și ceea ce este uitat și revelat după aceea nouă ca noutate. Ea trece prin toate aceste stări și prin toate aceste transformări sub ochii noștri. Sigur, e foarte facil să, la un moment dat, să ne legăm de anumite, știu eu, mosoare pe care ea le aruncă foarte elegant către cititor. Cartea asta vine după foarte mult timp, că sunt 6 sau 7 ani în care ea nu a publicat nimic și a avut la un moment dat o frază foarte frumoasă. Ea spune, o carte este o carte pe care o scrii este ca o persoană. Mie îmi trebuie foarte mult timp să mă decid dacă sunt pregătită să petrec ani din viața mea alături de această ficțiune. Nu e cineva nou în casă, cineva care crește la un moment dat alături de mine. E ceea ce se întâmplă și cu această carte. E o scriere pe paliere, cumva, o scriere pentru mine foarte mult despre căutare, despre căutarea de sine. Spune la un moment dat un lucru foarte frumos și anume că atunci când ești mic și te gândești să devii scriitor, e o proiecție foarte boemă, o viață artistică și cumva complex, neîncredită de convenție. Dar până la urmă viața vine peste tine, faptul că mergi la școală este o convenție, faptul că vrei să ai note mari ca să-ți bucuri părinții e o convenție, după care te căsătorești, ai copii, ai un serviciu, trebuie să câștigi bani ca să trăiești într-o lume convențională și nu știi exact care este momentul în care existența aceea boemă, existența de artist ți-a scăpat, ți-a fugit printre degete. De obicei se întâmplă atunci când e prea târziu să mai alergi după ea. Aceasta este foarte mult și o carte despre reconciliere din acest punct de vedere și o carte în continuare a acestei idei care pune o problemă sensibilă și anume faptul că întotdeauna forma și adevărul sunt într-o incongruență capitală și aproape imposibil de rezolvat. Tot ce este esență, tot ce este adevăr pur e de neîngrădit într-o formă. O literatură este până la urmă, oricât de mult n-ar plăcea sau nu, formală. Și simplul fapt că cineva împinge la un moment dat granițele puțin mai departe, nu face decât să restabilească o nouă graniță, dar în niciun caz să le arunce pe toate în aer. Sunt niște căutări foarte adânci pentru o autoare care nu-și propune, cred, nici să surprize, nici să surprindă, dar care se bucură plenar, mi se pare, de toate întrebările pe care le exhibă în această carte și care nu oferă răspunsuri în finalul scrierii ei. Este un roman al căutărilor care te trage cumva în mâine, că îți oferă, cum spuneam, un mosor și pur și simplu te ademenește în labirint. Cred că e ceea ce